Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Promisiunea, episodul 19. Rustem l-a împușcat pe Abbas și a reușit să fugă neobservat. Azimet simte durerea pierderii unui copil și decide să îl ierte pe Abbas, care miraculos supraviețuiește. Știrea că Rustem l-a împușcat șochează pe Serhat și Zumrut. Cu toate acestea, surprinzător, Abbas dezvăluie că s-a împușcat singur. Behram, tatăl lui Hamid, sosește în oraș pentru a rezolva problemele pe care Hamid nu a reușit să le rezolve. El le răpește pe Azimet și Zumrut într-o încercare de a intimida familia de Mircan și a-i determina să cedeze acțiunile. Suhandan descoperă cu dezamăgire că planul lui Hamid era să o facă să se îndrăgostească de ea. Apoi să o facă să sufere după ce își recuperează acțiunile. Cu toate acestea, chiar dacă inițial era un plan al familiei, Hamid dezvoltă sentimente sincere pentru Suhandan. Serhat își oferă ajutorul negustorilor pentru a-și plăti datoriile către Behram, inclusiv Cihan. El propune să lupte împreună împotriva lui Behram. Suhandan îi cedează acțiunile lui Serhat, iar acesta reușește să convingă Consiliul de Administrație să-l aleagă ca președinte și pe Cihan ca director al companiei familiei Ozguk. Azimet, teamă de a rămâne singură, hotărăște să-l despartă pe Serhat de Zumrut și să-l readucă acasă. Ea îl încurajează pe Denis să-l recâștige pe Serhat. Când Serhat și Zumrut vizitează familia lui Isik, Denis profită de oportunitatea de a vorbi privat cu Serhat și îl sărută. Azimet încearcă să o irite pe Zumrut cu vorbe până când aceasta pleacă după Serhat, iar Denis profită de moment pentru a-și exprima sentimentele față de el. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.